Bună ziua tuturor! Mă scuzați, profesor! Sunt prezent în număr de 12 consilieri. Domnul Mariorul lipsește motivat, nu poate este la serviciu și nimeni nu are semnal. Olariu Gărghiță va lua legătura cu noi online. Fănel Tăpălagă întârzie câteva minute. Locul legătorul online, dacă este pe... Dar până citim noi dispozițiile de convocare, tot, sper să ajungă. Ședința este statutară și poate desfășura activitatea, am sunat în mulțumim. Vă mulțumesc. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Toți, da. Ședința de astăzi. Dispoziția numărul 150 din 7 septembrie 2021 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Mănăstirea Cașin pentru data de 13 septembrie 2021, începând cu ora 16:30. Primarul Comunei Mănăstirea Cașin, județ Bacău, inginer Enache Adriana, dispune. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară pentru data de 13 septembrie 2021, începând cu ora 16:30, în sala de ședințe de la primărie, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâri. 1. Proiect de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma actualizării devizului financiar pentru realizarea obiectivului de investiții, alimentare cu apa localităților aparținătoare Comunei Mănăstirea Cașin, surse de apă de suprafață, aducțiune și stație de tratare. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma actualizării devizului financiar pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare strada drumului Morii, satul Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizarea infrastructurii rutiere din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului pentru realizarea obiectivului de investiții, alimentare cu apa a localităților aparținătoare Comunei Mănăstirea Cașin, sursă de apă de suprafață, aducțiune și stație de tratare. 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea domeniului public și privat necesar pentru întocmirea documentației pentru proiectul modernizării infrastructurii rutiere din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii suprafeței de 10 metri pătrați, teren situat în intravilanul satului Mănăstirea Cașin, strada Mareșal Constantin Prezan, numitului Funarul Alexandru, pentru a avea acces din stradă la magazia proprie. 7. Prezentarea raportului Camerei de Conturi, Bacău, în urma controlului efectuat la Primăria Mănăstirea Cașin, în perioada 3 august 2021-3 septembrie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui premiu și a unei diplome de fidelitate pentru un număr de 23 de familii care au 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. 9. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumei cu 2380 lei alocate Asociației Sportive Bradul Mănăstirea Cașin pentru susținerea echipei de fotbal înscrise în Liga a 4-a Valea Crotușului. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii lotului IS-18, situat în satul Scutaru, către doamna Ursică Cătălina Ramona, din satul Lupești, Comuna Mănăstirea Cașin. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii lotului S13, situat în satul Scutaru, către familia Roșu Gheorghe și Roșu Ștefănica, din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii lotului numărul S116, situat în satul Scutaru, către domnul Gaidargi Mihail din București. Proiectul de hotărâre privind aprobarea primirii UAT Bereș Bistrița, în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău Adică, și modificarea actului constitutiv și a statului acesteia. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publicului prin afișare la vizierul de la primărie și va fi publicată pe adresa de internet a primăriei. Prezența dispoziției va fi comunicată consilierilor locali și instituției prefectului județului Bacău pentru controlul legalității. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Eu aș avea o
obiecțiune aici, ca obiecțiune în completare, dacă puteți să faceți. Ca și materiale, sunt obiective care nu au niciun suport tehnic în spate. La care vă referiți? La punctul 1, 2, 3 și inclusiv 4. 1, 2, 3, 4, asta era proiecte, nu? Nu e proiecte, da. Da. Adică sunt niște demnizii două. Da. Și vi le-am adus. Așa, la care... Este tot, asta se tălăște spre mine, noi le facem un proiectam. M-aș îndoi că cineva de aici chiar spune că nu-i bine ce spune proiectat și că e bine ce spune nu știu care de aici de sală. Deci toate aceste documente le avem, sunt acum, le puteți analiza fiecare. S-a mers un picuț mai greu, că chiar i-am grăbit, pentru că nu erau gata. Și știți prea bine că apare acest program PNDL3, prin care, cu aceste devize, se pot înscrie în program. Nu te încadrezi în termenul limită de 45 de zile, poți să stai acasă și să nu mai depui nimic. Timpul nostru este foarte scurt. Dar dacă ne campunăm cu faptul că nu vi s-au pus la dispoziție devizele, în condițiile în care, nu știu dacă dumneavoastră... I-am spus cu așa cum a dumneavoastră spuneți și vreau să spun eu. Lăsați-vă să te... Bun. Adică, devizul general. Da. Are o valoare. Da. Devizul general, cel vechi, are așa o valoare. Atât de vreau, nu referat că s-a mărit cu o sumă de... Care e diferența dintre ele? Da? Bine, spun acum. Așa. Ce, la astea trei, care sunt cu actualizare, iar la celălalt cu rezilient... Două sunt cu actualizare, unul e nou. Unul e nou, da, bun. Iar la celălalt cu rezilient, tot așa, vreau să văd un referat, o chestie, adică un rezilient așa de dragul de-al rezilient? Nu de dragul de-al rezilient. Deci e referat, o să... Păi, dați-ne atunci acolo! Nu știu acum colegii mei dacă... Vor să ascunde așa cum ascultă povești la gura sobei. Eu vreau să discut cu hârtia în față, știu? Da, eu asta vreau. Acum fac referat. Dacă vreți să-mi faceți acum copii după referat sau nu știu, putem discuta, ci poate sunt dintre colegi care vor și ei să aibă în față un material, dacă nu, na, haideți, dați-mi mai mie atunci. Da, sigur. Supunind încă o dată la vot ordinea de zi. Păi, dacă îmi dați material și am acest să mă uit, nu vădesc, dacă nu plec acasă, nu am ce să fac, am semnat. Poftim. Păi, noi putem continua. Deci, astea sunt trei devizi generale, da? Da. Și referatul pentru reziliere? Referatul de reziliere nu s-a făcut, nu? Dar n-am ajuns să nu credeți, când ajungem la fiecare punct, ne luăm un pas și ne discutăm. Nu e normal? Luați-o de fiecare. Când ajungem noi, votăm ordinea de zi. Când ajungem la fiecare punct, ne luăm un pas. Atunci, da. Țineți unii... Atunci o să mă abțin la... Nu țin eu ședința, eu am cerut niște copii, dar puteți să-mi dau la cum, da, nu. Că nu o să avea dumneavoastră după ce să... Să vorbim așa. Da, eu zic că... Deci, apa nu l-a sumis? Ba da, apa este primisă. Discutăm doar unde s-a mărit. Adică, la câte am urmat și cu cel vechi alăturat rândul, ca să știm ce sumă discutăm. Da. Adică, sunt niște chestii care mie mi se par normale. Da. Acum, la mine mi se pare normal. Da, nu mai se vadă. Da. Da, de acord. Adică e ceva greu, nu faceți... Pentru mine nimic greu, pentru dumneavoastră a fost greu, în anii trecuți, să prezentați documente colegilor noștri. Da. Mergem mai departe. Să punem la vot ordinea de zi încă o dată. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Trecem la primul punct. Am eu o propunere. Întrucât știți prea bine că s-a făcut rectificarea bugetară, că s-au primit acei bani de la calamități, conform ordonanței de guvern, pe suma de 2.328.000
34, dacă vă aduceți aminte, rectificarea a, făcut, a fost făcută în Consiliul Local. Acum vă solicit împărțirea acelor bani conform ordonanței pe zona pe care urmează să o abordăm. Așa că o să vă cer încă trei... puncte de aprobare, adică refacere drumuri exploatație 1, refacere pod Lembu-Moară 2, 3, refacere gabioane Râul-Cașe Sablu-Pești împreună, că aici e aceeași zonă, cu refacere mare rodat Sablu-Pești. Va fi o sigură achiziție aici. Ca să putem, dar din păcate ar mai fi fost o a patra, dar s-a greșit ordonanța de guvern. Adică la tot ce ținea de drumuri, s-a greșit în ordonanță, ne-au dat eroziune mal drum sătesc, pe un anumit număr de kilometri, practic era eroziune terasament în raportul Comitetului Județean. A fost o greșeală de scriere la nivelul Ministerului, nici măcar a Prefecturii, că a fost verificat și pe site. Noi am făcut târfii la prefectură. Prefectura a înaintat la Ministerul Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării probabil că deja au înaintat spre guvern să ne dea o erată la ordonanță în care să, noi să, ne-am solicitat, în loc de eroziune mare, să fie refacere drum sătesc. Avem probleme pe satul Mănăstirea Cașin și pe satul Părvulești. Două greșeli sunt și nu putem interveni asupra drumurilor deocamdată. Asta ar fi ca o problemă. Restul putem aborda drumurile de exploatație, podul de lemn de la Moară, pe care vom porni aici ca proiectare și execuție, și refacere gabioane râul Cașe cu refacere male rodat în zona Durbăcești, după cum bine știți. Vom face proiectare și execuție. Să vă rog să... Următoarele trei puncte pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cine se abține? Și la numele de și mie, din partea școlii am și două cereri, dacă vreți să le prindeți la ordinea de zi. Prin procedere, vreau să doresc să ne ajutați o cantitate de obiecte de lemn de lucru pentru construcția magaziei de lemne la școala numărul 1, la Regina Maria. Și încă o cerere. Vă rog să-mi aprobați suma de 15.000 de lei pentru achiziționarea de material pentru verdele, pentru școala reabilitată. Dacă vreți să le supuneți la vot? Să le vădăm în vreo. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Și trecem la primul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma actualizării devizului financiar pentru realizarea obiectivului de investiții alimentare cu apa localităților aparținătoare Comunei Mănăstirea Cașin, sursă de apă de suprafață, adunțiune și stație de tratare. Deci, știți că este o problemă destul de stringentă alimentarea cu apă și partea asta cu proiectul de, pentru sursa de apă, aducțiune și stație de tratare. Proiect care, după părerea mea, am așteptat prea mult. Am avut toată deschiderea să rămână, să fie preluat contractul de lucrări de o instituție a statului. Din păcate, oricât ne-am dorit și oricât ne-am împotrivit, în condițiile în care nimeni din 2015 n-a încercat o acțiune de genul acesta și emitem pretenții acum, da? Vă spun că am bătut la uși de, în anul ăsta la uși multe, foarte multe, în care am primit tot felul de promisiuni.
promisiuni care ar putea să ne ducă în zona în care să pierdem drumul cel mai important, atât timp cât prin PNDL-ul ăsta 3 sunt prioritare investițiile de apă. Deci toată lumea cred că a auzit asta la televizor. Dacă ne cramponăm și încerc să mă las la mâna Companiei Naționale de Investiții, care nu am nimic scris la mână când va lua contractul, probabil că și peste un an ne vom întâlni aici și vom vorbi tot de acest contract de apă. De pentru care deja se dau se pregătesc normele de înscriere în acest PNDL 3 și aș vrea să nu pierdem tren. Hai să nu ne cramponăm de proiectele mele, proiectele ăla sau proiectele ăla. E important de ceea ce rămâne aici făcut, da? Că asta e un lucru pe care îl așteaptă toată lumea. Deci dacă devizul general era 6.800.000 în vechiul contract de apă, da? Cu tot cu TVA, la momentul ăsta devizul general înseamnă 8.924.000, a crescut cu tot cu TVA. Vorbim de 7.499.000. Deci, o să observați și la drumul Mării aceeași creștere. Deci a crescut cu 30% valoarea prețurile în ultimul an. Deci, practic, cam aici suntem. Suma este enormă, de mare, să gândim că o va putea suporta bugetul local. Cum de altfel nu suporta bugetul local nici ceilalți 6.800.000 al proiectului și contractului încheiat în anul trecut. Dar nu mai aruncăm cu nimic, acăzi făcute fără nimic, bugetare fără nimic. Închei aici discuția care este interminabilă dacă pornesc pe drumul ăsta și vreau să închidem acest lucru și să ne punem de treabă. Am actualizat toate aceste documente în ideea de a ne înscrie în noul program PNDL 3. Deci, asta este totalul general. Am să vă fac o copie, domnul Gheorghiță, la toate documentele pe care le-am primit astăzi și le veți primi, da? Deci, exact, nu luați ca o problemă personală între mine și dumneavoastră, știți că da, am avut discuții, am avut discuții tot timpul, eu știu, chiar dacă aici au fost, eu știu, ascuțite, le-am demonstrat și v-am arătat că au fost constructivi. N-am ajuns niciodată la ceartă. Nu, eu personal nu deasă. Da, și asta vreau, adică, devizul general nou, care este din 8.924. Care l-am primit. Care nu l-am primit. Da, eu am aici. Da, nu vorbesc de aici. Ce-a primit? Deci am primit deviz cu total C plus M, 6.575, 6.575, 24. Ăla e numai C plus M. Da. Ne spunem că știm, da? Ăla e C plus M. Da. Dar totalul general al lucrărilor e mai sus pe rubrica cealaltă, 1.924.642 lei. Iar celălalt cu 6.800, ca să văd, eu sunt curios să văd unde au crescut. Au crescut la adinzii, au crescut la bănuiesc, că cel mai mult au crescut la materiale. Dar sunt îndreptățit să vreau să văd, pentru că... nimic împotrivă. Uitați că dacă colegii nu au nimic împotrivă, eu vreau să văd așa, pentru mine, pentru că este dreptul meu. Da, ținând cont că v-ați preluat de pe laptop toate documentele, puteți să faceți comparații singuri. Veți primi acest deviz. Mi-a mâncat sufletul acest contract, pe românește. Da. Deci mie personal mi-a mâncat sufletul. Pentru că toată lumea mă întreabă de aceasta. V-ați permis să intrați un contract pe niște lucrări pe care a căror bani nu le aveați. Nu le aveați. Și de altfel știm să ne pozăm proiectele. Proiectele noastre. Și cred că am spus toată lumea ceea ce vreau. Și cred
Dacă le aduceți și le puneți în față, cred că toată lumea înțelege o chestie matematică. Aici pe masă. Le puteți citi care vreți. Era foarte bine dacă le punea așa și le pretindea și pe timpul când erau la conduce. Gata, am închis. Domnul Gheorghiță, mai aveți ceva de spus? Nu, doamnă, nu. Văd că toți sunt, adică doamna primară are arma îndreptată spre mine. Nu, doamnă, absolut nicio problemă. Am zis, acest contract mi-a lucrat sufletul. Am încercat și am făcut atâtea plimbări la București, doar doamna aș putea să-l dau, deci nu am reușit. Iar dacă scăpăm și acest tren acum, când într-adevăr sunt linii deschise pentru programele de apă, deci lucrurile astea, ca să mă împiedic de ceva, chiar mă irită, dacă mă întrebați. Pentru că, știți prea bine, va fi făcută cererea de finanțare, vom prezenta aceste devizii, cu hotărâre că putem începe lucrarea și dăm drumul. Asta este tot. Mai aveți ceva de spus ceva? Deci aici s-a actualizat deviziile astea pentru că dumneavoastră să puteți să... Da, ca să văd unei acele de finanțare pentru PNDL 3. Asta este. Acum venind în partea la punctul 4. Exilierea contractului astea implică eventual, doar ferește, ori curte de cont, cu altceva, imputarea unor bani pentru cei care sunt de acord cu exilierea. Pentru că s-a făcut cheltuieli atât, asta zic că la contractul... Dar contractul merge, domnul. Proiectul și toată documentația merge. Deci noi mergem pe documentația care o avem. Noi rezidiem doar contractul. Contract care nu ne ia nimeni. Vorbim cu celălalt, care pretinde 4 miliarde. Și fac... Dar are nicio mai înseamnă. Și nu va... Nu-i vom plăti. Da, îi dăm uși de vizionare de casă. Deci, mă puteniciți pe mine să port discuțiile cu firma, și o să vă țin la curent cu absolut tot ceea ce va pretinde el, că tot ce va pretinde va trece pe aici. Nu va trece numai prin pixul meu. Pe aici? Am înțeles. Da? Și lucrurile astea, să știți că le-am discutat cu curtea de conturi care sunt aici. Și ei mi-au recomandat același lucru. Să reziliez contractul, că nu voi vedea bani de la nimeni. Bine, asta înseamnă, domnul secretar, în procesul de bază, să vă dumneavoastră punctați faptul că orice și situația de asta care va crea importanțe bani, nu mai suntem noi răspunzători. Da? Vă rog frumos. Răspunzător e cel care a încheiat contractul fără sursă de finanțare. Și v-am spus tot. Da? Deci asta este răspunsul curții de conturi. Dacă persoana, dacă Penny Market ne va solicita plată mărească, suntem obligați pentru o hotărâre judecătorească, pentru că judecătorul va hotărâi câți bani îi datorăm. Acum nu va trebui să fie plată mărească, poate să urmă. Obligat, va fi 20, 100 de mii, vom vedea, da? Corect. Când va hotărâi instanța, noi vom plăti, că suntem obligați, că avem un document de la instanță, dar după aceea ne vom îndrepta la cei care au semnat contract. Deci, oricum, plătesc primăria și se zice că noi suntem de acord, suntem de acord cu rezilierea, nu? Da. Asta e. Asta e mesul. Altul nu-i. Dacă vrem să facem ceva și dacă toți suntem aici să luăm o hotărâre, alta nu este. Și vă asigur că am făcut absolut tot ce mi-a stat în putință să pot să duc acest contract. Mi-era mult mai ușor. Adică venea a lua numai că el. Nici firma nu mai avea banii anului trecut. Atenție! Deci, oricum ar fi trebuia să actualizăm, da? Dacă tot îl actualizăm, dacă vrea, vine din nou la licitație, da. I-a crescut valoare, poate să ia, nu mai merge pe valoarea de 6.100.000, merge pe valoarea asta. Deci, lucrurile astea pot fi rezolvate. De dânsul va depinde doar ce răspuns dăm în urma în care noi vom, eu avem, am în puternicerea la dumneavoastră să reziliem contractul, mâine demarăm documentele către firmă, că reziliem, el vedem ce pretenții are, tot aici le vom discuta și pretențiile, deci nimic nu va fi pe sub masă. Sunt lucruri pe care v-am pus la dispoziție încă de când am venit din noiembrie-decembrie, când am mai avut odată o intenție și mi se spuneau cei de la Poim că sunt Bayer, e albă, Bayer neagră. Adică Bayer am în programul lor, nu era. După aceea am primit că nu suntem și tot așa, știți?
A fost așa o... Ba din potrivă, chiar, cum să vă spun, am primit o zi când să ne predăm rețeaua de apă. Da, asta e altă poveste. Au zis, dar având în vedere că dumneavoastră probabil obțineți o sursă financiară din proiectul ăsta, nu s-ar putea să îi se dea totului? Da, dar eu ce v-am spus? Se poate scrie, se poate scrie, se poate scrie la licitație și dacă vine cu un preț bun, că el știe ce e acolo, își poate lua contract. Și atunci chiar am terminat orice vreau cu el. Poate să participe la licitație. Că s-ar putea să spună, măi, dacă nu primiți finanțare, vin din nou la licitație. Depinde, depinde de ce intenție au cei de la firmă. Din păcate... Ziceam că nu emitea pretenții pentru cheltuieli de făcut din el în lucrarea asta și... Nu se știe. Tine. Deci nu se știe. Ea trebuie să vină la licitație. Și dacă se mai prezintă unul sau doi, depinde cât va oferta. Că acolo asta înseamnă. Ofertez în plin mai puțin că știi lucrarea. Se prezintă din aeronautul și pasează la alții. Da. Acum că se prezintă, ce se prezintă? Doamne, licitație. Cine o fi să vină o dată să ne facă și să găsim bani. Asta e tot. Da? Supunem la vot? Mai are cineva ceva de zis? Da. Supunem la vot primul punct pe ordinea de zi. Cine este pentru? Trecem la numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma actualizării devizului financiar pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare, strada Dunjul Morin, satul Mănăstria Faș și județul Bacău. Aici avem aceeași problemă. Nu am contract încheiat în cursul anului trecut, după cum bine știți. Contract care, acum, de la 2 milioane am toate documentele unde au crescut, domnul Gheorghiță, apropo, o să fac copii, da? Deci de la 2 milioane 100... Da, primarea, nu vreau să le am înainte, ca să știu ce discut. Acum, și eu vreau să le am înainte, dar din păcate, acolo le-am primit în ultimii de... Unul a primit asta, ce vreți să fac? Da. Am tras de proiectanți ăștia ca de altceva. Presupun că știți cât de greu se lucrează cu ei. Deci le voiam și le-am și eu fac ca să mă comunic așa. Și eu le voiam. Cred pe cuvânt, așa că nu mai luați ca un lucru ce între mine. Nu că mi le dau la sfârșit de asta mă fac copii la Xeros și mi le dau. Deci, drumul Mori la momentul ăsta a crescut la fel de mult. Deci de la 2 milioane 180 la 2.746.000 total general. Ce plus M înseamnă 2.580.000, dacă văd bine. 580, nu? Da. Așa. Aveam o hârtie. Cât însemna, pentru că vor veni și niște costuri neeligibile aici. S-a făcut nu, la cum, mă iertați. A fost o zi prea lungă. Deci, devizul a crescut destul de mult și la urmă ori. Nepermis de mult. Deci, un total general de 2.311.502 lei fără TVA. Deci, de la 2 milioane. Asta era cu finanțare? Asta era cu finanțarea aceea cu AFIR. Care a fost... Era cu gala. Da, cu gala. Da. Care dădeau și ei 350.000. Ce dragi să ați făcut 350.000. Iertați-mi exprimarea. Și spre bine că s-a pregătit proiectul, apropo, trec de la una la alta, dacă tot m-ați întrebat, proiectul pentru autovedere a fost înregistrat deja la Gurgan. Vineri l-am depus. Se închide linia de finanțare pe 8 octombrie, dar nu se pune problema să nu fie aprobat. E o firmă foarte bună de consultanță care știu și ce,
cerințe au cei de la FIR și e făcut bine proiectul în așa fel încât să treacă. Acum, suntem din nou în bloc cu drumul Morii. Dacă drumul Morii, și aici, l-am înscris la Compania Națională pe situații de urgență, în momentul în care au fost inundațiile, am arătat felul în care arată drumul, felul în care a fost inundat drumul, chiar poze cu imagini cu apa pe drum. Le-am explicat și preluarea acelui râu care inundă drumul. Același lucru mi-au promis că vor lua contractul. Și aici suntem tot în bloc. În schimb, suma fiind mai mică, fiind un contract care a fost scos la licitație pe fonduri europene, pare mult mai achiziția, mult mai adevărată, ca să zic așa. Deci, le-am trimis deja la Compania Națională de Investiții procedura de achiziție. Domnilor, rămân pe ambele surse de finanțare. Îl pun cu suma pe care o am actualizată la PNDL3, dar mă duc să depun și la CNI. Care dă primul, ăla face. Da. Știu. Nu puteți. Ba, încercăm. Încercăm, Maria. Până la urmă, nu se vezi nimic. Dar și declarația de propriu răspundere. Da, până ajung la declarația de propriu răspundere, mă duc și întâi îl scot pe ăla și după aceea mă aduc și dau declarație în celălalt. Și am terminat dulciul. Și să spună foarte greu. Întâi mă opresc la care îmi dă primul bani, l-am retras și i-am spus mulțumesc de așa, după ce mă duc dincolo și depun declarația. Da, știu toate astea. Știu. Dar mi le asum. Pentru că îmi doresc chiar să le și facem. Supunem la vot. Mai are cineva ceva de zis? Nu. Deci supunem la vot numărul 2 cu ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este potrivă? Cine se abține? Trecem la numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizarea infrastructurii rutiere din Comuna Mânăstrea Caș și județul Bacău. Este un proiect, zic eu, mult așteptat de cetățenii noștri. Pentru că acest proiect, de fapt, leagă trei sate. Vorba de Pești, sat Mănăstirea Cașin, prin strada Ioan Misir, așa zis Tiganin, cum știm noi, nu-i nicio anafrod la numele de țigani. Și urcat pe Târgulești. S-au făcut toate documentele, se lucrează la Dali și la toate documentele proiectului. Și am reușit. Și chiar e bine spus, am reușit. I-am grăbit cât s-a putut de mult să-mi facă un deviz financiar. Ei, chiar dacă lucrează la documentația pentru finală, că mai durează, depui, aștepți, deci în prima fază depune notă conceptuală, cerere de finanțare, anexa 3 cu sumele din devizul general. Acest drum ajunge 15.305.015 lei, fără TVA. 18 milioane cu totul. Și mare, nu te vedea. Deci, sunt 7.000 km de drum aici. Foarte. Ideea că dacă am putea, ideal este să poți să faci drumul Morii și e exact intersecția în care le-ai prins pe toate acolo. Deci, asta e ideal. E un drum și un proiect destul de frumos, că vrem chiar un proiect frumos. Și
și să ne dea Bunul Dumnezeu să putem să-l prindem la finanțare. Are cineva? Aici avem o paralelă între nimica. Are cineva ceva de zis? Spuneți-o. Nu, am un exemplu. Păi acolo se pune la vot numărul 3. Cine este pentru? Ăsta e dosarul pentru infrastructură. El îl lăsă la dispoziție. Cine se abține? Deci toată. Deci nu a putut. Proiect de hotărâre privind aprobarea întâlnirii contractului pentru realizarea obiectivului de investiție alimentare cu apa a localităților aparținătoare Comunei Mănăstirea Cașin, sursă de apă de suprafață, aducțiune și stație de tratare. Deci nu vreau să mă repet. A fost o zi foarte, foarte aglomerată. Vineri am fost plecați, deci chiar le-am tot... poate că le-am scăpat, nu știu dacă e o scuză, dar încerc să mă scuz față de dumneavoastră cu acel referat care trebuia să plece de la mine, care până terminăm ședința va fi făcut de către domnul vice, chiar a ieșit acum. E un referat care pleacă de la mine ca primar, în care vă aduc la cunoștință faptul că acel contract nu putem pune pe roată. Pentru că nu avem sursa de finanțare. Vreau doar să pornim rezilierea, să mă puterniciți să port discuțiile și vă voi ține la curent cu absolut tot ceea ce v-a solicitat Tecnimate. Sper, pe de altă parte, pentru că mi-am făcut un plan de bătaie, nu m-am apucat... că m-am trezit azi noapte, azi dimineață invers. Doar că toate astea sunt gândite până la mănânțime împreună cu un specialist, da? Deci lucrurile astea nu le fac de azi pe mine. Deci le-am discutat cu un specialist în care l-am luat pe fiecare parte ca ce cerință are domnul Robo de la Tecnimarket și sperăm că vom... facem așa fel încât dacă va avea o cerință, va fi oricum mult mai mică decât ceea ce a cerut că nu stă în picioare și doi, poate văzând că prindem finanțare să vină din nou la licitații cu nași contract. Deci sunt două variante. Nu am nimic cu omul, un om de bună credință, a încercat să prindă un contract, a prins, în schimb, a prins ceva ce nu poate fi făcut. Are cineva ceva de zis? Supunem la vot atunci, punctul 4. Dacă am spusit că toată lumea spera să dă apa în lumea mai apropiat, acum, de fiind bani, normal că se mai mulțează și a trecut. Dar ce știam că sunt bani? Eu știam că sunt bătăi și din miliarde, dar din la fondul de rugament, care zicea că era venit urmat. Acum așa știu eu, dar noi. Să mai știu de 5 ani. Contractul era 6 milioane. 60. Am înțeles, bine, era o sumă de început. Dar faptul că nu sunt bani, este tot mai sunt chestii. Așa trecea în timpul mare, numai faptul că... O sumă de început era și pentru drumurile comunale la care nu exista nici partea de cofinanțare, da, nu mai de-a. Că tot de acolo s-au luat, din fondul de rumeni, nu din alții. Că nu știți prea bine că Consiliul Județean Mănăstirea Cașin nu primește. Da? Tot de acolo au luat, ca să finalizăm măcar, că am spus, fără să mi-asum ceva, încă o dată spun, am spus că ce este început și lucrurile astea. Vi le-am repetat de foarte multe ori. Nu are importanță cum. Nu le ia nimeni acasă, rămân în comun. Important e să terminăm, atâta timp cât s-au cheltuit sume uriașe pe studii din bugetul primăriei. Și atâta timp cât s-au cheltuit aceste sume, trebuie duse la final. Cum, de altfel, vom încerca fiecare proiect în parte, indiferent că a fost început în 1900 toamnă, pe care să-l ducem la bun sfârșit, că acel proiect a avut niște bani pe care li s-a plătit, da? SF, dar din proiect tehnic o fi.
Da? Ei, pe acel, una e să plătești o actualizare și una e să plătești să-l faci din nou. Cum, la momentul de față, actualizăm, oameni buni, și regularizare, părusărățel, că merge în lot CNI-ul. Reușim să ducem și acel proiect la bun sfârșit. E un proiect al comunității. Că cine vine aici pe postul ăsta de primar, trebuie să facă ceva. Că pentru asta a venit. Acum nu că trebuie să le asum că i-am eu, îl iau cu mine acasă. Nu! Ia comunității. Să fie clar lucrurile astea. Și m-am săturat de toată jurnalistica asta, că e al ăla sau că e al ăla. De aia suntem aici primar, da? Ca să facem ceva. De aia sunteți în Consiliul Local. Ca să dăm drumul la niște proiecte. La tot fac aprobarea Consiliului Local. Obligator. Trebuie să venim, tot la fel trebuie să vin în Consiliul Local, dar nu am încă de la proiectat. Și după aceea să mă duc să-l depun. Da. Deci, în condițiile astea, doar acum am zis eventuale pretenții, dacă domnul ăla nu mai câștigă în ziua, azi am spus să spuneați mai mult. N-are nicio teamă. N-are nicio teamă. Deci, am discutat cu la Curtea de Conturi. Același lucru mi s-a spus. Deci nu, dacă firma nu renunță, i-am arătat și urmile celor de la Curtea de Conturi, le-am arătat inclusiv ce cer domnii. De la primar. Și au spus, nicio problemă, ajungeți în distanță, oricum nu asta e suma. Se va plăti ceva, e clar. Dar nu suma aceea. Utilaje. După care, utilaje? Și-a cumpărat ceva, e în mânt lui. Dar nu era lui, el lucrează cu utilajul la alte contracte. Ce? Rămâne, nu are ce. Ne le dă, nu? Ce? Și ne vom îndrepta asupra celor care au semnat contractul fără sursă de finanțare. Deci, nu înțeleg, nu? Suma care se va impune 9 coate, noi o plătim, după aceea... Deci, nu consilier. Nu, deci cine a semnat contractul? După aia... Nimeni nu merge. Niciun nu merge. Stați liniști. E timpul hârtiilor. Totul se face prin hârtii. Nu merge nimeni, personal la nimeni. Mai are cineva ceva de spus? Supunem atunci la vot numărul 4 din ordinea de zi. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Vă rog să consemnați și nominal. Da? N-am chiar să... Da? Nominal. Nu, să te trecem la următor. Proiect de hotărâre privind actualizarea domeniului public și privat, necesar pentru întocmirea documentației pentru proiectul modernizare infrastructură rutieră din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Aveți o problemă, da. Proiectului modernizare infrastructură rutieră în Comuna Mănăstirea Cașin, este necesară extinderea suprafeței drumului pentru a putea realiza acest proiect. Suprafața va fi actualizată conform planului de situație anexat. Vă puteți uita pe el, la dispoziție. Și totodată și diminuare din domeniul privat. Și avem și un domeniu privat, un alt referat. La pozițiile 225 și 226, diminuarea suprafeței de pășune pentru a putea realiza acest proiect. Aici. Păi, să ne hotărăm. Vrem pământ sau vrem asfalt?
Nu, dar nu se putea face suplimentar de la denumare. Exact. Asfaltul se denumează ăsta, pășune. Are cineva ce v-a spus? Asta e scopul, asta e. Tot ce ai văzut? Ok. Aici ce înseamnă? Mă dacă de mine de 2 metri de plăzire. Da, pentru că acum trebuie să vă arăt pe nișanțurile drumului. Deci eu automat trebuie să... Cam 1 metru pe seanță, așa vă arăt. Să fie da. Drumul de 4 metri, că nu îl face mai des, la apostamentul de 1 metru și șanțurile. Și nu vreau să așa la problemă și... Cu partea drumului. Deci e doar trebuie. Să punem la vot, numărul 5. Nu trebuie să vădă. Cine este pentru? Ne-am văzut. Cine este pentru? Toți sunt pentru. Trecem la numărul 6. Zizana, e vorba de domeniul public, să știi, va. Doar o întrebare. Situația cu magazinul ăsta de la centru, acum este în domeniul public sau privat? Da, la care magazin vă referiți? La ăsta care e? Da, la ăsta, da? Ăsta e la cooperativă? Am spus că e la co... Care e domeniul public al comunului, nu e la cooperativă. O fi. Ați avut vreodată un document? Că l-ați băgat un document? Am avut un document de aia document de proprietate. Deci, asta nu înseamnă că eu mă întâlnesc aici cu dumneavoastră și îi luăm magazinul Geana. Sunt nicio fotă. Deci nu, asta înseamnă că e într-o că suntem proprietate. Și cine are documente proprietate? Păi problema e că s-a cerut și în 2016, am găsit documente. Am cerut și eu acum, anul ăsta. Nu primim niciun răspuns. Am văzut niște documente în prin care apare un contract, după care acel contract este reziliat într-o instanță. Este anulat, am văzut. Anulat, da. Anulat este instanță. Da, l-am văzut, le-am văzut. Le-am văzut. Încercăm să putem să stăm de vorbă cu cei de la cooperativa, cum se cheamă ei, cei de la cooperativa Onești? Da, la Onești știu ce că s-a desfințat și a fost treaba acolo. N-am nicio treabă cu magazinele astea până la nici domnul ăsta care filmează aici. Deci, e clar, zero, n-am nicio treabă. În ce an v-ați terminat activitatea aici, dacă nu vă supărați? În 2016. Perfect. 2016, că situația acelui magazin nu era elucidată. Da? Deci, inclusiv dumneavoastră, ați lăsat niște lucruri nerezolvate pentru primărie. Vreau să vă zic că... Și veniți mai departe și dați judecată primăria, că ați fost administrator public și privat. Și dumneavoastră trebuia să cunoașteți toate aceste demersuri pe care trebuia să le facă primăria, să intre ca proprietar pe tot ce înseamnă domeniul public și privat al comunei. Doamne, în toate situațiile astea n-a fost vorba de spațiile astea, a fost vorba de birou, de portare și bucătăria. Și bucătăria. Pe cine a atacat instanța, a atacat pentru interesul era pentru biroul cooperativ. Pentru spații de la bloc nimeni nu s-a dat la ele ca să facă să aibă actul ăsta. Nu s-a vrut. Păi, nu. E o diferență. Nu s-a vrut. Dacă nu s-a vrut, anul ăsta s-a vrut. Am pornit de restul. Apoi este un proces acolo. Domnul secretar, ce puțin știam de la ultima discuție cu avocatul, că trebuie dus și găsit niște documente la chimie statului, ca să atestic această clădire să am terenul statului. Altfel, avocatul spune că va pierde slab acolo, dacă nu. Nu știu dacă a fost sau dacă are documentele astea. Să mâine poemile are orice slab acolo. N-a fost, poate vin documentele. Asta este ce zic. Deci, eu știam ultima dată că acest magazin s-a aflat în domeniul privat al comunii. Da. Și sper că acolo să rămână în continuare. Deci niciodată, nici într-un an n-a fost făcut niciun act cu doamna Ciobotaru vis-a-vis de acel... Dânsa a venit la mine cu un contract făcut cu cooperativul. Cooperativa n-a niciun... Cooperativa care... Conform documentelor pe care le-am văzut, nu are nicio calitate. I-am cerut să-și decline calitatea de proprietar. Lucru care nu l-a făcut nici în 2016 și probabil că nu va face nici acum. Dar pornim de resturile. Problema e că nici noi nu putem demonstra calitatea de proprietar.
Aici e problema. Cel mai simplu, doamna Ciolaru, nu se fac contract cu ATL-ul și atunci s-a terminat. Atunci rămâne proprietatea. Și atunci închiriați 5 ani și după 5 ani și 10 ani și cât mai vrea și atunci vedeți că o chirii simbolică, cel puțin știți. Știm că ea e a noastră. De ce l-ați făcut demersurile astea? Asta e cea mai simplă. Am făcut, n-a vrut să semneze. Ea a vrut să semneze. Nu, i-a zis că rămânii salariată la Lăbunești, era pe acolo cu 2 ori sau 4 ori și îl scurgea pe domnul. Deci, culmilor. Deci, nu plătește nimeni pentru sfatul acela, nici impozi, nici nimic. Ăla e ca și cum nu există. Impozi n-am plătit pentru că nu erau recunoscut de proprietate. Ca să ia impozi la cineva, la proprietate la Lăbunești. Era logic să nu-ți ia impozi. Asta. Da. Dar... Da. Eu nu da. Dar multe daruri. Mai aveți ceva? Aceste situații cu birouri cooperative care nu intră în spiește. Acum, dacă vă întrebați cum se credea cu cei pe poate știți și domnul Mice, eu am fost cel care, din păcate, am mers pe linia unei hotărâri din Consiliul Local, am făcut toate documentele pentru ca să nu pierde spațiile astea, că le vindea agenții la cooperativa Unesc, răsare să le dăm drogării publica comunii, să intre proprietatea publica comunii. Am avut o adunare generală din medii cooperatori care am fost acolo, am fost de acord. Asta este, noi am trecut printr-un proiect de hotărâri de donații la Comuna Muscat Cașem și parcă n-aș fi vrut să le iau așa, așa cum... Nu, n-ați făcut ceea ce trebuia. Atâta timp cât cooperativa și la sfârșit, nu înseamnă că ați făcut dumneavoastră nimic. Și le-am chestit cu un lacăt și cu o cheie, atât. Da. Deci documente nu sunt. Dacă sigla care ar putea să mai răspunde la proprietate, la tot ce s-a făcut, asta este cooperativa noastră acasă. Care mai sunt niște membri cooperatori care poate la un moment dat să nu poate să vorbească. Care poate să vorbească. Noi am fost de cunoscuți în instanță, de câte terminalul Bacău, că i-am avut o intenția, care ne-au dat de dreptate și am luat un act inclusiuni. Deci, nu era... Da, nu s-a mai mers mai departe. Și acum e bine. Avea actul? Ei am luat actul de inclusiuni, că ei au mers cu toate variantele, numai să vând. De acord, dar acel act de anulare l-a creat în primărie de ani de zile. Deci nu de acolo l-avem. Nici nu avem. Ascultați-mă. Am intrat în posesia lor pe surse, cum se vorbește la televizor. Deci... Deci la este că mai trebuia plătit și un avocat acolo, că... M-am vedut și eu pe distanță, dar... Nu am mai plătea. Ați văzut că aveți un avocat? Atât de multe știți acum că trebuiau făcute și atât de puține lucruri ați făcut la momentul în care trebuiau făcute. Da, da, de acord. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeței de 10 metri pătrați, teren situat în intravilanul satului Mănăstirea Fașeni, strada Mareșal Constantin Frezan, numit lui Cunado Alessandru, pentru a avea acces de stradă la magazia proprie. Oameni buni, deci... Pe domnul Cunado, sper că știți toți, deci de la masă, a făcut o cerere către noi. E adevărat că noi am dat curs, că așteptam curtea de conturi și vreau să vedem modul legal în care putem să-i dăm bucățică de teren, că nici nu îl poți concesiona, nici nu îl poți scoate la licitație, fie o bucățică în fața lor. Deci discuțiile le-am purtat cu curtea de conturi și ne-au spus că putem da, preînchiriere, atâta timp cât dânsul are magazin acolo. Deci apostul, fiind responsabil urbanism, solicită închirierea, având cererea numitului Cunav Alessandru, prin care solicită închirierea suprafeței de 10 metri pătrați, teren situat în intravilanul satului Mănăstirea Cașeni, așa, în strada Mareșal Constantin Frezan, pentru a avea acces din stradă la magazia proprietate personală. În acest sens, supun spre aprobarea dumneavoastră cererea. Închirierea se va face conform articolului 15 litera E din legea 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcție republicată cu modificările și completările ulterioare. La referat, probabil că ați avut cererea, nu? Pe e-mail și situația de apasare, planul de apasare, da? Are cineva ceva de spus? Și cât plătește cineva? Mergem pe prețurile care sunt întâmplări, deci nu punem noi prețul acum. Și a fost aprobat la început anului. Este din interes care s-a întâmplat, să știți. Da. Ați aprobat la început anului, ne-am. S-a sfârșit, da? Da. Toate închirierile, că nu le facem în timpul anului, nimic. Prețurile sunt acolo. Ce perioadă? 5 ani noastre. Păi dăm întâi pe 10 ani? 5 ani și cum dat. Am dat și pe 10. Mai aici am făcut. Da. Dar puteam să-i dăm pe 5, pe cât vreți dumneavoastră și îi dăm pe cât ziceți. Sunteți aici. Cum se va prelungi? Da. Păscutare prelungi. Cum păscutare prelungi? Să punem la vot proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafaței de 10 metri pătrați, teren situat în Dragam, satul de Treacaș, strada Mareșal Constantin Brezan, numitului Funar Alexandru, pentru a avea acces din stradă la magazia proprie. Cine este pentru? Cine se abține? Cine se împotrivește? 8. 7. Prezentarea raportului Camerei de Conturi Bacău 1, urma controlului efectuat la primăria Mărturia Cașin, în perioada 3 august 2021, 3 septembrie 2021. Deci nu aveam cum să vi-l trimit. Dar vă stă la dispoziție, că ăsta e dosarul Curții de Conturi. Știți prea bine că oricine a vrut să vină să vadă un raport auditului, vi l-am pus la dispoziție, la fel și la Curtea de Conturi. Ziceam doar să vă spicuiesc ceva, că n-am să-l pot citi, dar v-am pus niște semne, cam multe ce-i drept, nu știu dacă l-am pot citi, din care să vă aduc la cunoștință că avem într-adevăr mari probleme în primărie, cum ați văzut, și audit. Că nici auditul n-a fost pe roze. Deci am preluat activitatea din primărie cu mari lacune. Și ce e mai dureros? Când lacunele sunt în partea de contabilitate. Da. Deci, în primul rând au fost probleme la inventarierea patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ teritoriale. Nu a fost reevaluat, atenție, din 2015 patrimoniul public și privat al statului și al unităților administrativ teritoriale. Au fost probleme la controlul intern managerial care era măsură transmisă din 2018 și asta nu s-a rezolvat. Va trebui într-un viitor cât mai apropiat să reușim să ne facem și aceste documente. Au fost probleme la urmărirea încasării veniturilor bugetului local și la termenul prevăzut de lege. Lucru care l-am adus odată la știință referitor la taxe într-o altă ședință de Consiliul Local, dar la momentul acesta vă asigur că există dosarul fiecărui contribuabil cu tot ceea ce deține, măcar, poate nu la toți, 100%, dar eu zic că până la sfârșitul anului vom face dosarul fiecărui contribuabil în așa fel încât, pe baza dovezilor, ceea ce deține, să își plătească și taxele. La taxa de salubritate, bineînțeles, va avea și necalculare de evidențiere și neîncasarea taxei de salubritate pentru întreprinderile individuale,
au fost identificați contribuabili pentru care s-a calculat, stabilit și inclus taxa de salubritate. Referitor la menținerea în evidență contabilă a unor obligații fiscale datorate de debitori persoane fizice decedate, erau până și morți în măgăția acolo, care nu au mai fost ștergi de ani de zile. Asta pot să spun că prin numirea doamnei Olaru fix să se ocupe de partea de venituri, vă spun că a fost o muncă destul de mare pentru dânsa, dar știu sigur că le va duce la capăt, le va scoate la capăt. Deci totul a fost pe și la proceduri de executori silite. La proceduri de executori silite deja am trecut, am făcut documente și la instanță. Aici ne referim la cei care au amenziile alea care nu și le-au mai plătit banii, dar toată această acțiune a avut un lucru bun, în sensul că au reușit, au auzit și au venit și și-au făcut grafice de eșalonat. E absolut normal. Și oamenii vor intra și cea mai sensibilă, zic eu, au depășit plafonul maxim al veniturilor salariale pentru personalul din administrația publică locală. Din verificarea statelor de plată pentru anul 2020, s-a constatat că în cazul a patru salariați, nivelul salariului brut depășește indemnizația lunară a viceprimarului. Așa de stat. Da? Nici măcar nu v-ați uitat că câștigau mai mult decât dumneavoastră. Asta era ideea. Deci nu, nu fac salarii și dacă vă uitați printre documente, nici nu știu dacă m-am ocupat de salarii. Nu. Tocmai ce am spus... Ura mă percepe spun unde nu uitați. Așa pentru dumneavoastră. Inclusiv între 27 septembrie, când s-au câștigat alegerile și până la 1 noiembrie au fost mărite salariile. Fără aprobarea consiliului local. Despre asta discutăm, dar se poate și prin dispoziție de primar. Deci, corect de așa. Inclusiv asta s-a întâmplat în perioada. Dar au rămas așa. Dar au rămas? Dă bani înapoi? Bineînțeles. Asta e durere. Durere de durere? Da, asta e situația. Vor da bani înapoi. Eu zic că mai degrabă l-ați luat și l-ați picuit dumneavoastră fiecare în parte, că sunt multe de citit. Printre care sunt și răspunsurile celor care au trebuiau să răspundă la întrebările respective. Da? Asta cu controlul intern, eu nu l-am găsit implementat. Știm. Răspunsul a fost că l-am implementat. Are o concluzie ceva la final? Citiți concluzia și atunci doresc că pe o foaie să vedem. Da. Sunt multe concluzii la fiecare punct în parte, știți? Concluzii la concluzii. Lăs că am avut la școală. Oricum, vreau să vă spun că la școală mi s-a spus de la Curtea de Conturi că stați foarte bine. Da. Deci, recomandări. Ne-au făcut și un prejudiciu. Nu înseamnă că... Control, dar ce e? Primul control care a luat? Da. Monitorizare. Păi, ce control trebuie să găsească? Da. Mai depinde cât prejudiciu. Prejudiciu poate să fie, de ori se poate recupera, sau poate să fie penal, sau... Da. Da. Tot prejudiciu se cheamă. Tot prejudiciu se cheamă. Da?
Deci ne-au lăsat ca măsuri stabilirea atingerii și valorii prejudiciului creat bugetului local, recuperarea debiturilor provenite din plăți salariale achitate prin respectarea dispozițiilor legale, precum și a beneficiilor nerealizate până la data recuperării încasării tuturor sumelor stabilite cu acest titlu, regularizarea tuturor obligațiilor față de bugetele publice conform dispozițiilor legale prin depunerea de declarații rectificative în acest sens, și aplicarea unor proceduri de control intern care să permită depistarea timp reală a abaterilor mai sus consemnate. Vă stă la dispoziție să citiți fiecare lucru. Și mare, dacă îi dă înapoi salariale, nu cred că îi dă un dat în toți, da? Nu, e șalonat. Dispoziția a fost, demișorarea a fost dată, urmează ca dumneavoastră să doamna Rușu să facă calculele și să vedem ce sume au de plată și cât timp își iau obligația de aia. Dacă nu e de la Rușu, mi-a cam dată multe zile, gata, acum sunt ciuma roșie, plus ciuma oaie. Rușii sunteți, oricum s-a plea. Ciuma roșie, oricum sunteți. Da, sunt dreptă, sunt dreptă, oricine. Și cred că orice control are părțile lui bune din care ar învăța toată lumea, inclusiv și cei care au fost beneficiați. Că acum bănuiesc că și dumneavoastră și salariații au avut niște lacune pe care acum și le-au corectat în urma controlului. O întrebare, nu și dumneavoastră. Și dumneavoastră ați avut niște lacune. Aici aș avea o rectificare. Eu știam ce am de făcut când am venit aici. Și știam și ce să le cer. Dumneavoastră, poate o să aveți ce învăța când citiți asta. Adică, ca și experiență. Nu-i nimic nou pentru mine. Ei, bine, așa că te spui. Doresc de aia. De început. Mergem mai departe. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui premiu și a unei diplome de fidelitate pentru un număr de 23 de familii care au 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Da. Avem un tabel format din 23 de familii care anul acesta fac 50 de ani de căsătorie. Lucru frumos. Am trecut, au fost 6. Da. Acum, am trecut, li s-a dat câte 500 de lei. Și, împreună cu dumneavoastră, dacă rămânem la plafonul de 500 de lei, și o diplomă, așa cum s-au făcut, iar am trecut de mult cu șampani. Acum, dumneavoastră, vă hotărâți. Dacă rămâne același... Cum? Suma e la fel ca o masă. Păi, acum am punea. Cât e suma? 523 de familie. Suportați sau ce? Cu 500 de lei. Dar te rog să punem 12. Haideți să vedem. Aveți unde lua de acolo. Câte șampane. Să plătiți și astea. Dacă doriți, îi putem invita ca propunere. În Căminul Cultural. Vine tot Consiliul Local. Stăm în sărbătoare. Facem și un mic spectacol că avem orașii ca să bucure și oamenii, că sunt oameni în vârstă. Le putem oferi și un mic spectacol cu Mugurașii și Mănăstire. Și i-am și putut felicita fiecare dintre dumneavoastră, până la urmă că aici se hotărăște și suma și asta. Deci nu am absolut nimic împotrivă. O diplomă, o șampanie și 500 de lei. Așa de toată lumea peste. Păi, asta e suma. Și putem fixa o zi, o duminică, eventual, vedem. Duminică după amiază. O duminică în care putem să mergem împreună, stăm în cămin, îi primim, îi felicităm, eventual și o floare pentru Doamne. Deci, eu zic că pentru comunitatea noastră e bine. E frumos că încă chiar sunt 23 de familii care pot sărbători cei 50 de ani de căsătorie. Eu nu știu, este extrem de frumos. Să simt bine, băgați în seama.
așa. Da. Asta e propunerea mea, n-am să îi spun. O altă propunere. Rămânem la suma de 500 de lei? Da. Și șampanie și... Diplomă și... Hai să facem o șampanie. Așa și punem bani. Și niște flori. Și trei, vorbăi. Și domnul șampanie. Și atunci îți fac tot, ce să mai... Păi atunci scrim, exact, și punem factura de... Ce sumă adăugăm? Noi trebuie să spunem o sumă din buget local. Deci cum va fi o șampanie? 5.380. 300 de lei existau prevăzuți în buget. Solicităm acum suplimentarea cu 2.380 de lei ca să-și termine tot sezonul ăsta, deci, să aibă de arbitri. De... Pentru anul propune, deci suma de 5.380 este pentru anul 2021. Da. Tot anul, da. Deci până la sfârșitul anului. Pentru anul următor, ați făcut asta. Nu e un sezon? Am greșit pe toamnă. Când nu mă pricep la părăt. Dar pentru anul acesta, este bănuit, nu sunt foarte mult, sunt strict exact pentru nevoile care... Pentru arbitraj, pentru asistență medicală. Asistența anuală, carnete noi, vizia anuală de exterior. Și asistența trebuie cu 200 de lei. 200 de lei am găsit asistență salvare. Deci avem salvare privată, vine cu 200 de lei. Vine cu 100 de lei pe oră, ceea ce este cel mai ieftin pentru voi găsit. 200 de lei pe oră? Nu, 100 de lei pe oră, 200 de lei pe meci. Și vine doar acasă, nu sunt de lei. De-aia pasă de trebuie salvarea, nu și-a adunat. Fiecare și-a adunat. În alte situații, spune să ai un asistent medical acolo. Dar vine salvarea cu asistentul. Nu, vreau să zic, și nu tot timpul spune salvare. Să ai o mașină care să fie disponibilă în caz de accident. Dar nu mai bine decât nimic. Am înțeles. Fotbal este un fotbal de contact. Se pot întâmpla accidentări și accidentările. Ai salvare, dar ai mutat direct la etapă, de ce faci? La urmă, ce cu o mașină privată? Absolut. Mai are cineva ceva de spus? Supunea la vot. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumei cu 2380 de lei, alocate Asociației Sportive Bradul Mănăstrea Cașin pentru susținerea echipei de fotbal înscrise în Liga a 4-a Valea Clotului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 10, 11 și 12 la Cristi. Să facem? Nu mai avem. Da.
Da. Le citesc la comun și le votăm... Corect. Eu am să le discut. 10. Proiectul hotărâre privind aprobarea cesiunii lotului S1-18, situat în satul Scutaru, către doamna Muzică Cătălina Ramona, din satul Urbești, Comuna Mănăstirea Cașin. 11. Proiectul hotărâre privind aprobarea cesiunii lotului S1-3, situat în satul Scutaru, către familia Roșu Gheorghe și Roșu Ștefănica, din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii lotului numărul S1-16, situat în satul Scutaru, către domnul Gaidargin Mihail din București. La baza acestor proiecte este referatul, care probabil că l-ați primit, întocmit de compartimentul nostru de la Anchisiții, doamna Ione, prin care avem un contract de, la primul proiect, contractul de concesiune numărul 866 din 2004, încheiat între Primăria Comunei Mănăstirea Cașin și domnul Stănescu Mihai, prin domnul Stănescu Mihai, și contractul de vânzare-cumpărare numărul 1770 din 30.08.2021, încheiat între Stănescu Mihai și Urzică Cătălina Ramona, prin prezent vă rog să aprobați cesiunea contractului mai sus. Deci există contract de vânzare-cumpărare și cererea domnului Stănescu Mihai. Da, și vinde. Casa aici. Are casă. Da, aici e casă. De lasă aici e casă și are contractul de la aici. Are contract de vânzare. Așa peste tot. Locuință. Scrie un contract. E locuință. Da. Da. Pe urmă, la punctul 2, cesiunea contractului numărul 866 S1-3 din 1.04.2004 către domnul Roșu Gheorghe, conform contractului de vânzare-cumpărare, anexă la prezenta. Ne ducem la contract. Nu are decât un teren cu un număr cadastral pe perioada existenței construcțiilor imobil, care vinde, da. Are și autorizație de construire, are, da, este și aici. Avem un document, contract de vânzare, este imobil. Ați la aici. Așa, pe urmă, următorul. Ginghină Teofir, care vinde, care concesionează lui Gaidargi Mihail. Da, preotul acela care cumpără, da, cumpără tot. E contract de vânzare. Tot așa, un imobil. Și aici văd.
suma de fapt a fost alocată 7.800.000 de lei pe tot ceea ce s-a tot ce a fost afectat în timpul inundațiilor din iulie 2021. A fost din sumă dat 30% de fiecare comunitate a primit 30% din suma care a fost dată. Numai că pe tot noi avem un număr de 24 de poziții. Nu ni s-a dat în mod direct pentru o anumită poziție. Că nici nu poți să le faci pe toate, că toate înseamnă 7.800.000. Asta a fost și ideea de a ne da la tot raportul operativ, ca fiecare să-și poate bate, să-și identifice prioritățile. Din păcate, noi aveam niște bani dați și pentru drumuri. Am constatat, după ce s-a dat ordonanța, că avem o problemă la poziții. Vă spuneam chiar și la început, pe satul Mănăstirea Cașin și pe satul Părbulești, nu putem interveni până nu primim o erată la ordonanță în care să se schimbe din eroziune mare în refacere drum. Nu eroziune mare drum sătesc. Refacere drum sătesc. Așa cum erau, când peste tot este refacere, nu știu ce, unul care a dat telografia, s-a părut că sună mai bine eroziune mare. Nu știu, poate auzea pe altcineva spune eroziune mare. Problema e că nu reușim să ne reparăm drumurile. Nu ne atingem de zona aceea și în așa fel încât vom repara. Am luat ce putem face din acest raport și ca și priorități am identificat la nivelul nostru cerințele, adică mă refer la nivelul primării. Nu am eu, nici am loc de vorbici, ci împreună cu toți salariații din primărie, am stat de vorbă și am luat poziție cu poziție, inclusiv cu administratorul domeniului public și privat, că el era cel mai măsură, el face și referatul de necesitate. Ne dorim să rezolvăm problema de la Durbăcești, în care avem bani pentru refacere gabioane râul Cașin Sadrupești și refacere Male Rodat râul Cașin Lupești. Aceste două poziții le-am prins pe partea de investiții, urmând să demarăm proiectarea și execuția. Și conform legislației pentru regim de urgență, putem, odată cu întocmirea proiectului tehnic, să dăm drumul la licitație pentru execuția lucrării în baza unor cantități de lucrări pe care, pentru că noi suvedere știm, le avem în ordonanță, nu mai discutăm. Și următoarea lucrare ar fi refacere pod Lenumară, la fel, același lucru, proiectare și execuție. Știți prea bine cum arată podul de la Moară. Avem o problemă că s-ar putea ca banii să nu ne ajungă. S-a rupt tot, și într-o parte și într-alta. Să sperăm că vom găsi înțelegere la Apiul Române să ne ajute să refacem și cursul apei, care la momentul ăsta o ia raznă. Merge și într-o parte și într-alta. Dar asta se poate discuta la nivelul Apelor Române, să primim ajutor de la ei. Și următoarea problemă, refacerea drumurilor de exploatație. Aici avem vorba de 7 km de drum, în care avem și drumurile care dorim să le facem. E vorba de
drumul Cărpiniș, Sărățel, Bulziș, Sângeriș, Râul Babei, Pantierăi și dealul Stânii. Da. Peste tot e necesar. Cred că n-am prins-o, dar e important că am prins ceva. Sărățelul, atâtea plângeri am avut din partea localnicilor, că își doresc să ajungă la sare aceea, la puțurile de sare, care ăsta chiar eu o prioritate să-i dăm drumul, că asta e pe reparații. Celelalte, Și dacă primim în scurt timp și rectificarea la ordonanță, putem să dăm drumul și la acei kilometri de drumul, pe care să îi îndreptăm și, cel mai important, să facem șanțuri. Noi am prins și kilometri de șanțuri, care să le facem totodată cu reparația drumurilor. Nu ne putem atinge de partea aceea până nu ne vin și ne vine asta. Eu zic că o să primim în scurt timp rectificarea asta. Și, practic, asta vă solicit. Hotărâri de Consiliul Local pentru prefacere drumului exploatației Comuna Mănăstirea Cașin, pentru o refacere pod lemn moară sat Mănăstirea Cașin. Asta le-am pus împreună pentru că va fi o lotizare la licitație, probabil. Refacere gabioane râul Cașin, satul Pești, și refacere mal erodat râul Cașin, satul Pești. Supunem la pod? Pe ordonanță aveți trecut nominalizat podul sau sunt poduri și atât? Nu, nu, este pod mare. Pod mare. Deci are ca să nu vă dăm și până să... Uitați aici ordonanța și vă dau să vă uitați și pe noi. Nu, e pod mare. Pod mare. Iar dacă și drumul de exploatație sunt la întregi. Da, am înțeles. Aici e poziția doar pentru Mănăstirea Cașin din, din monitor. Și alea bărbenite sunt cele greșite. Podle, da, este. Este podle. Adică să nu pățenim. Dar... Dumneavoastră, dar ce îi dăm subsedatul la Curtea de Conturi? Fiecare își apără mie, dumneavoastră. Eu n-aș putea să mă încerc dumneavoastră să-mi ceva ce nu. Supunem la vot și celelalte. Cine este pentru? Doamna Felice? Da, vin cu o cerere. În atenția domnului cum așa am fost prin prezent, vă rog să ne aprobați suma de 15.000 de lei pentru achiziționarea materialului pentru pregătire la Școala Gimnazială Regina Maria Mănăstirea Cașin. Acum, nu știu, dacă mai este nevoie să mai vin cu justificări, ați văzut școala, este necesar să avem și perdele. Perdele? Acum, ce să zic, mai am un calcul estimativ. N-am îndrăznit să cerem mai mult, nu știu dacă ajung. Dar ce să zic, măcar banii aceștia, știu că nu prea sunt bani, dar măcar banii aceștia ca să le putem achiziționa pe tele, noi vrem și draperii ca să facem mai puține lumină în casă pentru folosirea videoproiectoarelor. Dar eu vin cu această cerere la dumneavoastră. Doamna director, nu ar fi mai bine decât faceți cheltuială cu perdele, faceți cheltuială cu draperii. Facem niște din astea și aveți și întuneric și vă dispar și vezi din două, facem doar una. Da. Am pus în discuție, am pus în discuție. Și și moderne, adică nu mai punem perdele, perdele de draperii, se rup. Am pus în discuție în Consiliul Profesoral și am pus problema pe toate părțile și am ajuns la concluzia că aceste draperii, într-adevăr, sunt bune, sunt estetice, sunt moderne, dar sunt greu de curățat.
Nu știu cum le curățați, cum le băgați la spălat. Aici e praf mai puțin, oricum acolo sunt copii mai mulți. Și sunt de scurtă durată, în momentul în care ele se mudăresc, nu mai pot fi curățate. Pe când o perdea și o draperie de camuflaj, o speli, o pui înapoi. Adică noi am discutat și am considerat că sunt mai de lungă durată perdelele și draperiile de camuflaj decât aceste... Draperia de camuflaj, dacă mă întrebați, e dublu perde ca preț. Nu e nicio problemă. Noi am pus acum pentru perdele, măcar perdele să avem. Fie vom veni cu altă cerere pentru draperii sau ne vom mai descurca și din alte surse. Deci eu deocamdată atât am cerut. Măcar anul acesta pentru perdele. Pentru că școala așa frumoasă să nu aibă perdele, ar fi păcat să nu mă ajutăm să rupesc perdele. Mai are cineva ceva de spus? Supunem la vot și cererea doamnei directoare cu liceul Dachi. Cine este pentru? Vin cu o altă cerere la dumneavoastră. Știți că la școala reabilitată nu avem magazin de lemn. Avem la școala 2, am depozitat tot lemnul. Este un munte de lemn acolo, trebuie să-l transportăm pentru că avem nevoie, vine sezonul rece și trebuie să facem foc. Ce să spun, am vorbit cu personalul de la școală și noi am avut o magazie de lemne din fier, din țeavă. Am ajuns la concluzia că ar fi mai estetică o magazie făcută din lemn, dată cu baieți și cu lac și s-ar lega mai bine de construcția școlii. Prin urmare, vin la dumneavoastră cu rugămintea să ne aprobați 8 metri cub de lemn de lucru din pădurea comunală pentru a folosi construcția magaziei pentru lemne de la Școala Gimnazială Regina Maria Mănăstirea Cașin. Menționăm că din cei 8 metri cub de lemn de lucru vom obține următoarele componente. Pop de 2,5 metri, 15 x 5 x 16 bucăți, grinzi de 5 metri, 15 x 15, 10 bucăți, căprior de 6 metri, 12 x 10, 12 bucăți, asterial 1 metru cub de 14 x 15 cm. Iar din acest lemn, noi am vorbit cu o firmă, să ne achităm și debitatul lemnului, având în vedere că am înțeles că nu prea sunt bani în buget, dar noi avem nevoie de această magazie și ne-am gândit să ne descurcăm așa, dacă se poate. Are cineva ceva de zis? Supunem la vot și a doua cererea, doamnei Dachie, cine este pentru? Nu, stați un pic. Aici știți cum este. Un polul civic va dura foarte mult. Domnul Benito aici vrea să ne spune. Ne facem o cerere, dar materialul în sine vine foarte greu. Da. Noi avem aici cererea aprobată de 5 metri cub. Am discutat această problemă, mai vorbim cu firma, folosește lemnul din depozitul propriu și așteaptă pentru ca primăria să știe că durează. Dar am încercat de vedere că cetățean care a acceptat din depozitul de lemn propriu, uscat, bine făcut, debitează și de atât mai repede. Săptămâna viitoare a spus că le poate da materialul. Și așteaptă. Asta e când se va rezolva cu lemnul. Îmi cer scuze. Mai spunem o dată la vot cererea doamnei Eudache. Da. Cine este pentru? Are cineva ceva de spus? Se spune să facem drept. Da, am văzut. Da. Spuneți, doamnă. Deci, primul punct, aș vrea să reiau discuția de ședința trecută, în care sugeram dacă se poate să-i aduce ajutorul maxim o cantitate de lemn, care va să-și facă și altceva cu Crișoara o casă care va să facă, având în vedere că se face o activitate de casă cu omului și că nu-i chiar străin de cum vreau să stea acasă. Să a rămas să discutăm într-o ședință ordinară. Ce candidat sugerați? Eu am discutat, eu o să rețin, eu nu fac propunerile astea. Noi am putut, înainte să dădea la cei care aveau problemele astea, ajung din 10 metri cu zile, care ies în ajung din
6-7. Acum trebuie să decideți, dar nu fac eu. N-am spus cantitatea, doar trebuie să ne spui și da. Condiții. Nu era pădurea noastră. Nu, dar am vorbit cu el. Am vorbit cu el, am venit să-l vine că zic. Fie că nu așa, dar la mine nu pot să-l duc în altă parte. Și nu e o cantitate foarte mare, că dacă nu așa cinstit, cantitatea asta aproape că dispare zi. Zice lui din pădure, așa, cantitatea așa, că nu... Domnule, exact ceea ce am discutat cu doamna Feici. Noi avem un cetățean dispus să ne ajute pe noi, oamenii din Mănăstirea Cașa. Sunteți convins că ce... Păi știți că ne vine lemnul ăsta la domnul Maxim? La anul. Da? La anul vine lemnul ăsta la domnul Maxim, de la Maxim, de la Ocolisie. Lui nu-i trebuie, lui-i trebuie acum. Ceea ce am rezolvat la școală, ceea ce am rezolvat la Măcălău, ceea ce am rezolvat la biserică, la casa socială pe care o avem cu biserica Buna Vestire, astea sunt lucruri pe care le-am rezolvat în interiorul comunii cu oameni de bine care au venit în ajutor pentru comun. Eu nu zic că domnul Marse este șeful nostru, dar nu-i localnic. E șeful nostru de post, nu-i localnic al comunului. Lucrează până la 2 și mai poate lucra încă 2. Lemnul acela îl va primi de la Ocolo Silvie în decembrie, ianuarie. Cât a durat de la Măcălău, domnul Vicel? Așa, a durat de 2 luni și de la Măcălău. Adică se soluția să le adună de la Măcălău. Dacă nu-i trebuie acum la acoperiș, probabil tot îi trebuie să le când ți-a făcut casă, știți, adică o casă are multe anexe, are multe chestiuni care... Probabil acum ai venit acum, dacă nu știu. Probabil ar fi trebuit să fie trebuit. Asta a zis, a făcut o discuție, dar numai că zis... Dar trebuie, eu cred că trebuie să facă el, nu, el personal, poate nu știu, poate domnul are nici ce să-și facă, nici ce să... Scuții, că dar e posibil, zici, nu... Deci eu zic că acest referat trebuie să plece de la dânsul. Da, mai zic că ar trebui să vedem ce are ușul dânsul să-și facă. Că s-ar putea ca să aibă și acoperișul cu el să dea unul întreba. Că are și fundația, nu acoperiș. Sunteți convins că eu ars focul? Eu știu că nu e ars în totalitate ca să. Da, dar e ars în totalitate. Așa vorbeam ars în cineva de totalitate. Toată lumea este, chiar dacă este cetățean și de-a nostru lucrează pentru comunitatea noastră și noi dacă putem să acordăm și este legal, cred că nimeni nu este împotrivit. Și cred că nu vrea materialul, îl vrea rotund și atunci... Dar nu avem cum să iei de asta spuneam că mai avem, la noi a fost, adică în cadrul nostru a fost că ne-am dus și la cei care au debitat, dar aici noi putem, dacă putem aproba lemnul rotund, lemnul rotund și atunci mă vreau să se poate descurca. Deci nu sunt apropiat la bisericii, dar a zis că pentru casa aia parodului ăsta radical acolo, poate ajuta și biserica asta, fiți voi vostru, chiar creștinem, chiar ceva bani, că na, o construcție totuși. Asta pentru toată lumea este valabil, pentru toată lumea. Deci cu banii la sfârșit de an nu poți să cer, că n-ai cum dacă nu sunt prevăzute în buget. Nu a fost niciodată plătiată, nu sunt dacă nu schitezi. Lucrul prin asta, ceea ce trăiește lemnul, i-am explicat și părintă. Lemn, ciment, nu zicem că nu, ca oamenii să poată să ridice ceva. Deci nu există nicio problemă. Lucru pe care eu, poate eu prea am spus reproș, dar
Nu știu dacă aleea aceea pe care se merge de la biserică se poate chema alee. Pe care un alt. Și cât îți trebuie? Cât îți trebuie? Deci, și nu știu, oameni, eu zic că avem oameni care vin în ajutorul bisericii foarte bine. Asta e tot problema. Deci, lucrurile astea trebuie să doar, nu aici în Consiliul Local, ci pur și simplu să spună, am nevoie. Da? Dacă nu vine nimeni, degeaba veniți dumneavoastră. Fiindcă am fost vorba de cele, de asta zic că ar trebui să acolo mai... Bani, sub nicio formă, i-am și spus, nu am cum să dau la sfârșit de an bani din buget. Dacă prevedem aici, la bugetul primăriei și la promom aici cu dumneavoastră, poveste. Știți, prea bine că nu a fost nicio poziție pentru biserică anul acesta. Mai aveți ceva de completat? Domnul Mihun? Eu vreau să ridic problema că cetățenii sunt nemulțumiți. Ocolul Silvic nu vrea să ne mai marci pentru că numai cei care au titlul de proprietate pe numele lor, cei care sunt moștenitori și au titlul de proprietate pe numele lui Taică sau, știu, Nicălțu și sunt mai mulți frați, nu mai pot beneficia de marcați și oamenii au probleme. În practic, ei nu au unele probleme, au nevoie de lemn. Acum, plus că anul trecut s-a existat o variantă. Se putea merge la notariat și eventual pe, cum să zic eu, pe contul tău propriu, răspundere, dar să obțineai, eu nu știți treaba. Obțineai, de aceea l-au folosit și își dădea să-ți mărge. A fost dați că nu mai au considerat nici treaba asta. Nu, normal. Să fii titular. Este lege dată din 2008. Cu ce putem, de ce? În care? Da. Trebuia, erau obligați să-și facă oamenii dezbatere din moștenire, inclusiv la acele tipuri de proprietate. Dar la noi, în comună, a fost așa o letargie în ceea ce privește acest domeniu al actelor. Avea impresia fiecare că dacă a murit mama, tata, el e automat moștenitor. Greșit. Deci toate astea trebuie să treacă prin dezbatere succesorială și atunci un notar trebuia să-ți spună ești moștenitorul și a titlului de proprietate și a locuinței și a aia, da? Lucrurile astea nu sunt făcute la noi în comună absolut deloc. Începe lumea, în schimb, să se miște, observ, tot mai mulți vin să-și facă documente. Vis-a-vis de aceste titluri de proprietate, am discutat vineri la Dărmănești, a fost prezent ministrul mediului, domnul Tatoș Barna. A venit o problemă a ușilor pe care le avem noi toți în zona asta, dar la sfârșit de ședință, după ce s-a discutat problema ușilor, am ridicat problema cetățenilor noștri care nu-și mai pot marca și să-și ia lemnul din pădure. Problema era că vorbele nu se pun nicăieri. Le-a auzit, știa, prea mult răspuns n-am primit. Am discutat, era la această ședință, domnul Ghelase de la Regia Națională a Pădurilor. A rămas că săptămâna viitoare, împreună cu domnul șeful, cum o cheamă? Nu. De la Mănăie. Este concediu și săptămâna asta. Vor veni săptămâna viitoare la noi aici și sugestia mea e ca până atunci. Asociația Proprietarilor de Pădure, lucruri pe care l-am spus și oamenilor care au venit și mi-au ridicat probleme. Asociația Proprietarilor de Pădure trebuie să facă un document. Nu știu dacă îl puneți pe toți să se vezi, dar în care să-ți povestiți că în comuna noastră oamenii nu au documente. Asta am și spus, nouă posibilități materiale pentru a cadastra și a intabula pădurea în momentul ăsta. Mulți dintre ei abia pot să-și ia lemnul acela din pădure, da? Dar toate astea trebuie spuse pe o ordine.
trebuie să parafate constabilă. Parafăm și noi primăria, că venim în susținerea dumneavoastră. Și toate acestea, împreună cu domnul Mănăină și cu Ghelase, le vom aduce la, prin prefectură, la cunoștința domnului ministru. Dacă nu vă mișcați să vedeți cu aceste mărtii, trece iar. Dar eu vă spun de ceva vreme, că aceste hârtii, acea hârtie, că dacă eu aveam bine, puteam să o depun unui ministru și atunci aveam și un răspuns în momentul în care va ajungea la București, va da unui membru acolo din minister să ne facă, unui salariat din minister, să ne facă un răspuns. Și am fi putut avea, da sau ba, dar nu-i târziu și de acum și puneți-vă pe scris, și scrieți hârtia aceea, împreună cu primăria, mergem și la prefectură și o trimitem mai departe. Referitor cu dezbaterea succesiunii, sunt frați care se înțeleg la Măgărea, sunt care ajung la instat, să joc decât câte 3-4 ani și ei au nevoie de legi. Ai problema la dacă sunt bani. Deci, nu știu că se mai întâmplă altceva. Erau mai mulți frați care o obținea pe același titlu de proprietate, se-au copii, după același titlu de proprietate. Deci, pentru iertat, marcau toți, că a dat dreptul la 5 hectare. Marca și la 5 hectare și la fratezul 5 hectare și, într-adevăr, s-a asistat pe masa aici, apără, în următura asta. De până la urmă, să fiecare să aibă un titlu. Nu știu să fie auzit de la o conosibil ca asemenea. Era o conosibil. Eu am discutat cu cei de la o conosibil, nu asta era motivul. Scrie clar, alege cine e moștenitor, ăla bun și ea își apă dure. Dar și nu știu dacă s-a discutat despre uși. La ce concluzie s-a făcut? Ca să știm și noi, nu? Poate fi relocat, poate fi... Deci sunt clare în legislație, dacă o să vreți, vă pun la dispoziție. Președinte este primarul sau viceprimarul. El poate da ordin de relocare, împușcare, nu știu ce. Trebuie să vedem dacă ursul are intenții de a împușca sau nu. Dacă intenție. Păi, dar a împușcat deja, deci a dat o persoană. Era legislativă. Deci legislație. Deci dacă nu am văzut nimic, nu am văzut nimic. Ai văzut nimic, nu am văzut nimic. Știm asta. Asta e ce. Dacă ar fi copilul la chestia voastră de sigurat pe viață, să aibă și cu cap, nu cred că... Domnul Dofărel, asta nu înseamnă că mie îmi place ce mi s-a pus în spinare. Nu, dar e oricum la luată, eu mai am singură problemă din punctul meu de vedere. Să știi deja unde stau. Da, dar este un lex stabilat. Deci, trebuie ca să știi trasei, lumina să stinge sau să aprinde mai degrabă sau mai târziu, copiii vin de la școală și sunt trasei care... Nu mai vin de la școală, să fiți clar, să se înțeleagă lucrurile astea. Este copiii care dragă din ele. Doar dimineața și doar dimineața, doar dimineața. Nu, dar chiar... Este o problemă. Haideți ca să știi ce vreau să... Domnul viceprimar s-a deplasat împreună cu echipele.
Dar ursul nu te așteaptă, el pleacă în extravilan. Mai, ia spune și dumneavoastră ce să-i face ursul ăla care la 11:30 noaptea era pe strada Eroilor. El a fugit. Un să facă. Ce spune la Eroilor? Mamă, era la cimitirul care în partea aia. Nu era pe nicio apară. Nu era pe nicio strada Păcea. A trecut apa, s-a pus la paraja de mine. Păi aia acolo, deci să știi locația. Dar unde să știi locația noaptea? Poate multe acțiuni din partea poporului, cu văzurare, cu cetățeni, zile alungi, nu putem face altceva, să trag focul de anul, nu știu dacă... Și cine va lăsa până acum? Să fac în continuă să fac. S-au făcut și până acum, domnul Dumnezeu, nu știi. Că-i domnul. Dar știi oameni de lucru, s-au auzit focul de anul pe acolo. Da, pentru că zicea să nu am auzit. Păi nu, s-au făcut și se fac chestiile astea. Nu avem ce de face, nu putem să tragem, nu putem să-i omorim. Exact. Nu avem ce de face. Avem un medit toată. Nu la general, domnule. Eu am un general. Dar, de ce să nu fie?
De ce noi? O concluzie. De ce concluzie? Vin din contractul de administrare, da? Se scade. Asta înseamnă nu mai putem spune la sfârșitul anului, am luat nu știu câți bani. Am luat niște bani. Am dat și lui X și lui Y și lui A și lui X. Și voi mai te întreb la primărie, mai ne facem ceva. Cu ce? Eu zic să putem la schimbul mult de la noi care stă la aici ceva, la acasă, de care mai stă pe ce e, să facem o paritate. Uri și cu el. Bun, dar era câteodată, erau frumosuri organizate pentru uri și deci nu mai e voie, nu mai e voie bunătoare. Sunt interzise din 2016. Sunt de ce de la protecția animală. Și tot ceea ce i-am explicat, a zis da, e adevărat. Relocarea nu o soluție. Relocarea nu, că sunt peste tot. Și am rămas tot acolo și dacă nu vrei să mă mă sunt. Da. Nu mai e o să cumpăr pușcă. Știi, nu mai e o să cumpăr pușcă. Știi, nu mai e o să cumpăr pușcă.